Zeci de filmări cu luptele active din Ucraina, dar și momente cheie ale războiului în care apare Kraken, brigada ucraineană care a băgat spaima în ruși au fost făcute publice. De la un grup de ultraj din fotbalul ucrainean, regimentul a ajuns una dintre unitățile de elită ale armatei ucrainene. Kraken, care este o unitate specială a Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Ucrainean al Apărării, a fost înființat în martie 2022 în orașul Harkov. Recruții au provenit dintre veteranii batalionului Azov, foști soldați din Afganistan, suporteri de fotbal și cetățeni voluntari. Unitatea se află în subordinea Directoratului Principal de Informații de la Kiev, serviciul condus de generalul Kirill Budanov. Propagandiștii lui Putin îi numesc neonaziști și au acuzat de crime de război și de adăpostirea unor fanatici de extremă dreapta. Toate acestea au fost negate de guvernul de la Kiev. Pentru ucraineni, însă, această unitate controversată mai este cunoscută și sub numele de apărătorii Harcovului, după ce a fost vârful de lance al contraatacului uimitor al Ucrainei pentru protejarea orașului anul trecut. Deși unitatea Kraken are în componență și persoane care nu au mai participat niciodată la un război, aceștia se luptă cu îndărjire pentru a-i alunga pe invadatorii ruși. În momentul în care soldații Kraken au intrat în Harkov au fost întâmbinați cu căldură de cetățenii orașului care i-au îmbrățișat. Totodată, trupele au fluturat steagul ucrainei și au aruncat steagul rus de pe clădirea administrației regionale din orașul Balaklia, de lângă Harkov.